mai pedepsesc eu, că te-a pedepsit Dumnezeu pe tine. Pe Raf, despre ce vorbim? Poftim? Și ultima fază la reducere. Mă, să știi cine e reducerea la zahăr! Lasă-mă să vorbim! Păi mie, du-te acasă și nu știu ce, dar cine ești, mă, tu să mă trimiți pe mine acasă? Drăguță, te-am trimis acasă acum vreo 3 zile. Cine ești? Și Radu îi spune astăzi Antonie că o place. Poate rămâne Adelina singură. În cazul acesta, sigur, voi face pași pe dânsă. De unde ești? Din București? Mă locuiesc în București. A mea-i! A mea-i! Ia, că ce se întâmplă? Nu-ți permit eu. Mă ameniți? Nu-ți permit eu, da, te ameniți eu, da. Mă ameniți cu ce? Da, nu-ți permit. Gata! Cu ce mă? Vezi cum vorbim? Gata, gata, te știați-o! Nu uitați-vă, bărbați! Vitare libertate! Vitare! Eu nu mă mai bat, că nu vreau să-mi iau bătaie. Tu ești mă, fată! Păi ce ai? Nu vorbești cu ea, că nu-mi permis să vorbești așa cu ea. Gata. Dar cum se pare că vorbești? Ai venit din oala de ceaun și vorbești cu noi. Nu vorbești cu mine. Nu mai vorbi tu așa. Păi nu aici amenință-mă. Hai, vino, Radu, vino, te aștept. Vino. Bă, tu ai luat o razna că dintr-o te pe aici, ce ai? Nu mă mai provoca după. Vino, bravo. Hai că vin. Hai, te aștept. Hai că vin când vrei. Te aștept, Radu, ia uite, te aștept, stau aici, te aștept. Du-te. Să-i zici la o femeie să vin. Ce urât. Păi el nu se gândește, are și el. Eu nu stau să ameninț pe nimeni. Nu o să gândești, n-ai văzut cum vorbește. Dar să știi că în afară m-am bătut cu băieți, dar n-am chef să mă bat aici cu nimeni. Ești, nu știu cum, ești, că el o fie regele. Că mie nu mi-e frică de nimeni, stai liniștit. Păi nu e vorba de frică, că nu vine nimeni să dea în tine, ești conștientă, dar ideea e că și tu exagerezi. Să vină. Și tu țipi. Și tu te trezești, tot timpul să te bagi în discuțiile, adică să dai cu părerea. Vorbesc. Așa cum și celălalt își dă cu părerea și începe chestia asta dintr-o prostie. Tu țipi la mine, e părerea ta, e părerea ta, mulțumesc. Apoi tu continuași. Tu o susții, eu sunt o de alte părere, tu ești de o părere. Nu putem să fim la fel, nu putem să gândim. Automat că nu putem să fim la fel, dar totuși. Tu acum te-ai atacat, nu, practic, că s-a băgat băiatul ăla și că i-am zis eu. Poți să-i zici la păi, mă, omule, tu cum te bași tot timpul când eu vorbesc? Hai, am venit. Hai, vino cu acela. Radu! Vino, hai, vino! Radu! Vino, Radu! Să vină, vino tu aici! Hai, demonstrează-mi ce bărbat ești! Ce poți să faci? Vino! Poți să faci? Băi, fata, lasă, ce auzi? Aici am vrut să ajung. Am venit doar. Am râs de tine. Le-am povestit și la băieți. Hai că mă duc. Hai că mă duc să râd de ea. Hai că mă duc să râd de ea, să vedem ce reacție are. Nu veneam eu la tine să pe tine te-a pedepsit Dumnezeu, nu te-a pedepsit. Vorbești degeaba că nu te mai pedepsesc eu, că te-a pedepsit Dumnezeu pe tine. De pe Raf, despre ce vorbim? Poftim? Și ultima fază la reduceri. Da, mulțumesc. Nu veni să mă insisti pe mine. Nu veni să mă insisti. E greu. Să mă aduci pe mine la reacții, mai ales la femei, e imposibil. Tu altceva nu știi, stai aici de 6 luni și ce faci? Te-ai jucat cu fiecare pe degete și nu faci nimic ca relații fake. Tu n-ai cum să mă provoci pe mine să vin. Eu nu vin femei, dar oricum cine ești. Tu, caracterul tău de om, să spui unei femei că dacă vin la tine, nu știu ce. Și am venit tu. Îți face cinste? Păi vino și hai, demonstrează. Păi nu fac nimic, am venit doar să râd de tine. Am venit să râd de tine, să vadă lumea cât de bărbat te-am dat ultimul. Despre ce vorbim? Ce vrei să vorbesc cu tine? Stai tu liniștit, Radu. Am venit să râd. Le-am și zis la băieți, hai că mă duc să vedem ce face femeia. Dar mă duc la mișto și a zis că mai vin eu în cazul în care vine să-l țin, să o țin. Da, tu crezi că veneam eu ca femeie vin să mă ridic la tine? Păi veneam în viața mea în fața la unei femei. Bă. Păi tu oricum mi-am venit cu toate pe aici, că dacă și lua Adelina, ai zici. Păi vezi cum vorbești. Păi vezi cum vorbești cu ea, că nu-ți permis să vorbești cu băiatul cu ea. Pare că am vorbit. Are iubit și am grijă de ea. Ce i-a zis ea? Ce i-a zis? Nu-i spui tu să tacă, să ții la ea, că nu am eu chef. Tare, că nu am eu chef. Nu mă interesează invita mea, mă bag. Care invita mea și mă bag, nu mă interesează. M-am băgat pentru invita mea, care-i problema? Du-te, Radu, du-te. Du-te și vezi de treaba. Nu vreau. Du-te tu de aici. Să-și ceară scuze, da. Mamă, toate, ai venit tu, toate, hai, toate pomistele au venit la puterea dragostei. Puterea dragostei să-mi zici tu mie toate ce să fac. Toate pomistele au venit la puterea dragostei. Ta, cu iubita ta, cu iubita ta în vot. Puterea vorbește el care a venit să stea
stai degeaba aici. Ce spusești cu Ile de mine? Cred că e Ile. Ca tine. Ce spusești de mine? Care ești tu? Că au zis că toate fomistele cu tine în vârf. Păi el da. Eli mai fomist ca toate la un loc. Da. El e în vârf. Era mai el pe ecran, numai el toată ziua. Bună ziua. Bravo. Voi doi sunteți cei mai fomiști după emisiunea asta. Se vede că își dorește flori, fata. Pune mâna și mâine... I-am dat ceai. Mâine când vine emisiune, cumpără și tu un buchet. Uite, am aici un de la Adriana. Dat nu dă la lasă. Dar chiar lui Adriana îi dat flori și nu erați împreună. Lui Adriana? Da. Da, da, da. Nu știu, dar facem? Da, îi dat... Doarea care e frate de el. Când i-am dat, mă, lui Adriana flori? Trandafirul ăla. Trandafir? Adu-ți aminte. I-ai dat, trandafirul, când ai furat trandafirul. Ai uitat? Nu l-am furat, l-am cumpărat, bravo. Așa, da. Ăla, da, ăla care l-ai cumpărat, l-ai dat lui Adriana. Auzi-o pe aia, mă, vorbea. O cumpăra fără bani. A vorbit și Adina. Toci, cine ești? Ai 3 ore în emisiune și vorbești tu. Dar cimitire aici sunt? Păi care e problema? Sunt cimitire pe aici? A ieșit asta, Adina, ori. Păi nu, pe bune vorbesc. De ce să nu vorbească, mă? Ce-i tu cu ea? Bă, să vorbească, dar să nu-i spune invite mele să tacă. Să mergem să luăm flori. Ce dacă mai zice? Radu, prietenul cu Ile. Prietenul cu Ile. Învață bărbatul, fatal. Hai să ne mai certăm un pic, ca să apar și mai mult pe cadru, nu? Tu ne ieși pe cadru, te-ai certat cu aia. Tu am venit eu vreodată la tine și am zis să ne certăm. Dar mai devreme ai zis astăzi de dimineață, înainte să intrăm, care eram acolo și așa? Mă, de ce minți? Mă, de ce minți? Tu mi-ai zis mie, ori n-au ți-am zis că eu, dacă mă cer cu cineva, eu nu iau personal și îmi trece. Cum am certat și cu Alina, m-am împăcat mereu. Adelina, ți-am zis că nu iau personal, de ce? Cum ești bani? Nu auzit când a zis. Îmi bași cuvinte în gură. Dacă zice una că auzit. Hai să ne certăm. Să ne mai țipați, frate, cum se zurde. Asta ai zis. Am spus așa ceva vreodată. Am spus așa ceva vreodată. Unde eram? Nu știu dacă eram aici. Mă, fată, de ce minți? Ba da, așa ai zis. Eram aici. Da, nu eram aici. Dacă eram, ziceam, mă jur. Păi, de ce minți? Bă, fete, deci eram la... Vezi că asta nu se întâmplă aici, în primul rând. Eram la cantină. Ea era acolo și nu știu ce voiam eu să cumpăr. În fine, și zic la un moment dat, nu știu cum veni vorba, vorbim ceva între era noi. Acolo. Ba da. Nu mai știu exact unde eram, dar tu cu cuvintele tale ai zis... Spusei în felul următor. Tu mereu ești aia, Caterina. Tu mereu ești aia care zici, hai să facem ceva. Hai să facem ceva distractiv, să nu mai... La un moment dat ai zis, hai să ne mai certăm un pic. Băi, dar faceți concurs care țipă mai tare! Era imposibil să fiu doar eu cu tine într-un loc! Tu e cuvântul tău contra! Nu doar cu mine! Nu mai știu unde era! E cuvântul tău contra cuvântului meu! Zi-mă, fată, dacă cineva mai zice de aici că eu am spus așa ceva vreodată! Pentru că n-a fost nimeni acolo, n-are cine să zică! Lasă! Băi, doar eu cu ea acum! Bă, dar nu mai țipa, frate! Adelino, tu cu cura ta aici! Ești disperată, țipi în timpul ăla, n-am văzut așa ceva! Adelina, nu țipă, eu eram la machiaj. Mi-am adus aminte. Așa. Și tu ai zis în felul următor. Hai să facem ceva că ne-am mai plictisit. Să facem ceva mai distractiv. Da. Că fug bărba să facem toate chestia aia. Lasă-mă să vorbesc, să-ți explic cum a fost faza. Și tu zici în felul următor. Mă, să știi cine e aici, era să vorbesc. Lasă-mă să vorbesc. Dar nu mai vorbi, Larisa, dacă țipați. Tu te fai, fată, dar ești și vorbește singură. Eu încerc să-ți explic. Păi ești... Nu că minți și vezi cum vorbesc, da, că p***i ești tu, că vii toată ziua cu invenții aici. Crezi că eu veneam la tine să spun să mă cer cu tine pe bune, cât de p***i ești? Ignor, da, aveam... Gata, Larisa, lasă. Bă, voi mă înțelegeți că n-aveam cum să fiu eu cu pata asta singură într-un loc. Când noi suntem toate tot timpul. Dar ceea ce e imposibil, frate. De unde suntem toate non-stop singure? Îmi zice că i-am spus eu să mă cer cu ea. Băi, iar vin mă cu aberații, te învață asta și să vorbești? Vin cu nicio aberație, dar ea nu mă lasă să termin să explic ce am de vorbit. Așa și... Mă, tu ai 2 ore în emisiune și ridici tu planul, băi! Ai 2 ore în emisiune! 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 Rămându-o, nu-ți mai lasă! Tu zici aici că am venit noi toate fomistele, asta e cap cu tine! Ce, mă? Cum ai zis că suntem toate fomistele aici? Adică e vârf! E vârful! Bă, nu vezi, mă, că te chinui, mă, să te ridici, bă! Să te chinui, să te ridici! Nu te mai băga, te-n fața asta și să vorbești! Tu te-ai interogat! Nu am chef, nu am chef! Ai pedeapsă, Adelina, dă-i pedeapsă! Adriana! N-am chef să o fac, că așa vreau eu, uite, na, și stau și jos, ca zici. Că ești liderul! Nu vorbești! Da, Adriana, stai și uite-te! E geaba, îi zic, să pleci, că logică nu o să plece! Lasă că să-i dă pedeapsă cine trebuie! Și ce vrea să fac? Da, cu ce vrea să ia pedeapsă. Nu vă mai bag în seamă, vă dau prea multă importanță. Ca să știi, de tine ne doare fix în... Dau prea multă importanță. Radu, ceartă între ele, de ce te bagi? Păi deși... Lasă-le pe ele, ești femeie. Nu am chef, de ce? Vă faceți temele cu ea sau ce? Cine-și face, mă, temele? Am chef.
certe cu ea, na. Pă, bune, cum mă disper de la un timp. Nu veniți voi cu mamă, are 300 de niște și are totul de... Lasă-l ele, nu trebuie să te bași tu. Acolo, nu mai stai acolo, că vrei că... Îți iei pedeapsă, agarici, ieși de acolo. Asta îmi zici și el, asta îmi zici și te duci că ai rezolvat-o cât de cât. O vezi. Ieși de acolo. Adriana, dar scoate-l de acolo. Adriana, de acolo. Vrei să trag de el, ce vrei să-i fac? Ei, bine, o să-i zic domnișoarei Cristina, că oricum nu o să-mi iau de mie pedeapsă. Dă-i o pedeapsă, ca să doar. Dă-i o acolo, bă. Nu iau nicio pedeapsă, că nu fac nimic. Nu vezi să ce am spus, așa am vrut eu. Ce vreți, mă? Vezi că Adelina vrea și la flori. Îți ceri scuze de Larisa. Păi și le-am mă? Adriana. Te pui în genunchi la Larisa și ceri da, scuze. Da, băi, hai că fac asta vreodată. Ai intrat de două ori acolo în casă. Poate vrei să o spăl cu... E lider, e lider în casă pentru... Adriana, lider. Că tu și lăși... Da, să nu pleci de acolo în secunda asta. Adriana! N-am mă chem să stai toate plămândele se Adriana! Ești, mă, de acolo că vii să... Adriana! Dar tu când faci la fel... Ce puțin! Auzi, Adriana! Tu când faci la fel... Adriana! Lasă-mă. Da, nu-i dai lui Mirocul ăla pe ăsta. Adriana, tu ești lider în casa aia? Tu nu faci la fel ca Larisa? Și tu ești flamă, gata, băi. Pleacă, mă, de acolo, tu ai trei de acolo și nu joc de grezne, hai. Stai că ăsta... Ești grezne! Joc de grezne. Ești apar de acolo, mascota. Când vin acolo să-mi pun mâna. Ești de acolo, când ești acolo, nu te duci cu flori și cu ăla. Să-mi cer voie când te duci la baie de acum încolo, Nicușor. Mâna doar când băi, de hai, ia bă pe Adriana. Pun e lider acolo sau nu e lider? Pentru ce e lider în casa aia? Dar unde e Adriana? Adelino, dar oblică-l, mă, nu mai fii așa slab. Ce vrei, mă? E Nicola, geloșilor. Nicola, alu. Nu mai băga, să-mi băga, te lasă să stai acolo. Stai acolo și el, să simte și... Femei, nu știi că era doar nu știu. Băi, ei vor să stau cu ei, mă, cred că le place de mine, mă, n-ai văzut? Dar n-am auzit mai zi odată să te auzi. Am spus că ei cred că vor să stea cu mine, că le place cu mine, nu cu fetele. Ce zici, mă? De mă tot cheamă. Vorbiți între voi. Ești bine? Uite acasă, frate, el face legea și aici, în partea aia, cu deja mă plictise. Du-te pe la tine, du-te la tine, gata! Du-te acasă! Bune, Adriana, vreau să plece, că așa vreau, închide ușele, cine... Să fie gonit de toată lumea. Ai. Duc la el. Păi atenție, atenție, ca să aibă din nou atenție din partea tuturor. Da, noi vă dăm valoare, că vă băgăm în seamă. Atenția noastră vă face pe voi să creștem. Și de ce o dați în continuare? Cine te obligă? De ce o dați în continuare? Pentru că sunteți doi oameni fake. Doi oameni fake. Cine te obligă, puiul meu, să ne bagi în seamă? Frumusețe rară, cine ne obligă? Lasă măcar ușa aia. Mulțumesc, Radu. Mulțumesc. Eram 100% iron. Uite-te la frumusețea de lângă tine. Păi e, pe lângă tine e Piranda pe lângă tine. O să vin eu, o să vin. Să faci pedeapsă. O să vin. Cum noi? Pe televizor să plec. Vezi cum mi-a zis acum, pe televizor și am plecat. Păi dacă când ai intrat, ai cerut voie. Da, mă, dacă când ai... Păi dacă ai intrat, n-ai cerut voie la cameră. Acolo fără cameră. Ai dus acolo fără cameră. Băi, șobolane, dă cheia. Bă, da, bă, dă cheia, mă. Băi! Dă cheia, bă, că mi-a dat pe... Iacob, du-te pe partea alaltă, nu-i dați. Da, mă, fii parte. Mădălin, dar Iacob, cine e Iacob? Nicușor? Unde e Mădălin? A, băiatul ăsta? Aici. Hai, mă, dă. Hai că vin eu. A? Du-te, du-te că vin. Ăsta a fugit ca să mă îi dăm pedeapsă. Da, hai că trebuie să închizi și ușa după aia. Ce facem? Lasă că pe aici. Nu o să șteargă papuci. Vii pe acolo? Vezi că ai lăsat frigiderul ăla deschis, șeful. Nu o să șteargă papuci. Lasă că-l închid eu, du-te înainte. Hai, fugi. Fugi, mă. Vai, Claudiu, ai început să fii secretarul casei. Ai început să-ți dea cioculețul să vorbești. Dar nu du sucul dincolo. Vezi că te iei doar de mine? Ce? Au și ele stuc dincolo. Lasă că... Băi, vorbiți ce trebuie, nu vorbiți. Nu mă mai băgați seama cu mine și așa că nu... Nu vă țin. Asta a fost băgare în seamă ca da, să... Da, păi văd că vorbiți să n-adormiți, aia e problema. Vorbiți când trebuie și cum trebuie. Îmi spui mie, du-te acasă și nu știu ce, dar cine ești, mă, tu să mă trimiți pe mine drăguță, acasă? Te-am trimis acasă acum vreo 3 zile. Cine ești? Radu îi spune astăzi Antonie că o place. Poate rămâne Adelina singură. În cazul acesta, sigur, voi face pas pe dânsă. De unde ești? Din București? Mă locuiesc în București. A mea-i! A mea-i!
cunoaștem noi împreună. Dar ți se pare că noi am vorbit despre chestia asta? Ce legătură are? Vorbesc, că nu vorbesc cu gata, Adelina, gata cu tine. Cu ce sunt fake? Capul. Păi cu ce sunt fake? Spune și mie. Gata. Cu ce? Eu nu am zis, e problema ta ce faci tu. Mamă, la tate că tu spui ceva. Adelino! E problema ta! Păi așa ce relații, e problema ta ce relații ai! Așa. E problema mea când tu mă minți în fața ei. Ce te minți, mă? Păi tu minți! Eu nu vreau să te mai bag în seamă, du-te! Du-te, nu mai băga, uite, nu vreau, stau aici! Du-te, nu mai băga, uite, nu vreau, stau aici! Nu stai, du-te! Dar nu staci, îmi trebuie să-mi cu mine, taci! Nu scrie Larisa. Păi și dacă scrie ele aici, care-i treaba? Nu-i locul tău. Doamne, Alina, cum strălucești în ziua asta! Doamne! I-a adus sucul cu tine. Adus tot ce-o cu mine în pahar. Dar nu bea, nu așa. Oh, bravo! Un dans băgat pentru cei doi îndrăgostiți. Cheia mea e ruptă, n-am ce să fac. Pe bune? Ia lămâna asta să țin, că nu știu cum. Aia e cheia, nu? Așa. Da, s-a rupt. Ia! Ce ai? Aruncă. Nu mai nu, se bea tot cu mâna asta. Nu, ba. Sau tu trebuie să-mi dai mie, sau cum vine, că mai dăm o dată, mai mergem. Mizere! Închide tu șadu. Nu mai încoace că nu pot să beau, că mi-e sete. Vin nu pot să beau, că vine să râd. De ce să râzi, mă? Interesat de ea, nu? De moment ce a dus două pahare de, nu? Și s-a așezat lângă ea, strategii de... Hai tu, mănânc strategii de astea pe pâine. Gianina, ba nici lângă mine, nici lângă Nicușor. Ce? Nici lângă mine, nici lângă Nicușor. Nu stai? Nu, că după aia se înțelege de era și nu mai vreau. Ce se înțelege? Se înțelege de era că îmi bat joc de amândoi și nu mai vreau să mai dau păi curs. Nu-ți bat joc, cu noi doi oricum suntem prieteni, nimic și... altceva. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.